stingătorul din clubul colectiv nu funcționa. Asta este doar una dintre dezvăluirile pe care le face Marian Moise, pirotehnistul care a aprins artificiile. La trei ani după cel mai mare dezastru din istoria postdecembristă a României, bărbatul rupe tăcerea și spune tot ce s-a întâmplat în ultimele ore ale tragediei. Angajatul clubului cu care am vorbit pentru montajul artificiilor mi-a arătat un stingător în imediata apropiere a boxelor. Am vrut să iau acel stingător, însă am observat că deja îl luase o persoană care se afla în spatele meu și am văzut că îl acționa, dar stingătorul nu a mers. Eu am luat o sticlă de bere de la o persoană, am aruncat cu bere spre flacără, însă era o cantitate insuficientă de lichid. În câteva secunde, flacăra a urcat pe stâlp, ajungând la tavan, unde mi s-a părut că toată porțiunea de deasupra scenei s-a aprins instant. Din acel moment, mi-am dat seama că nu se mai poate face nimic și m-am îndreptat și eu spre ieșire împreună cu celelalte persoane din club, a declarat pirotehnistul pentru jurnaliștii de la Libertatea. Dezvăluirile pirotehnistului ar putea influența radical cursul anchetei. Bărbatul mai spune că patroana firmei de artificii l-ar fi anunțat abia în ziua concertului că vor fi folosite și efecte pirotehnice. Mai mult, cei din conducerea clubului i-ar fi cerut să facă un lucru extrem de periculos. În club am luat legătura cu o persoană. Am înțeles că era din formația care urma să țină concertul sau din staff. Persoana respectivă ne-a cerut să montăm artificiile la marginea scenei, în partea din față, lucru cu care nu am fost de acord, întrucât la alte evenimente am observat că publicul se poate apropia mult de zona respectivă. Ulterior, ne-au cerut să le punem în spatele scenei, de asemenea nefiind de acord, pentru că se preconiza în plasarea unor bannere de hârtie, ceea ce era periculos. Apoi am căzut de acord cu colegul meu și cu persoana respectivă să montăm gerbele de artificii pe lateralele scenei. Apucasem să montăm două, moment în care a venit o persoană care lucra în club. Părea băiatul bun la toate în vârstă de aproximativ 40-50 de ani. Acesta ne-a spus că nu este de acord să le punem pe boxe, deoarece îi e te ca jetul artificiilor să nu ajungă la tavanul fals din șipci de lemn. Am hotărât să le montăm pe stâlpi metalice ai consolei tehnice de lumini, a susținut Marian Moise. Pirotehnistul a fost trimis în judecată în iulie anul acesta. Marian Moise a fost acuzat de săvârșirea infracțiunilor de omor din culpă și vătămare corporală din culpă. Însă dosarul bărbatului zace în camera preliminară a judecătoriei sectorului 4 pentru că trei judecătoare au refuzat să îl preia. Incendiul de la clubul colectiv a curmat 60 patru de vieți. Cei care au supraviețuit se luptă zi de zi să uite coșmarul prin care au trecut și să ducă o viață normală. Am adormit în București pe un pat de spital și m-am trezit după un an de zile că nu mai sunt în stare să îmi tai o felie de pâine dreaptă sau că am nevoie de ajutor să mă îmbrac, că trebuie să aștept de zile până să mă pot opera. După trei ani de la cel mai mare dezastru din istoria postdecembristă a României, autoritățile sunt împietrite de nepăsare și încă nu au tras la răspundere vinovații. Trist este că tragedia de la colectiv se poate repeta oricând. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență arată că din aproape 1200 de cluburi și discoteci care funcționează la nivel național, 280 nu dețin autorizația de securitate la incendiu.